Imaginele de pe camerele de supraveghere par să confirme varianta actriței Monica Odagiu, care ieri a accidentat mortal un bărbat. Victima pare că se aruncă în fața mașinii. Un afacerist din Iași a fost snopit în bătaie, iar fiica lui agresat într-un club din oraș. Niciunul dintre martori nu a intervenit. Spectacol senzual și dansuri lascive pe banii primăriei la un târg de flori organizat în orașul Alexandria. Sute de copii au asistat la moment. Andreea Bericleanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Imaginile de pe camerele de supraveghere par să confirme varianta actriței Monica Odagiu, care ieri a accidentat mortal un bărbat. Victima pare că se aruncă în fața mașinii. Aseară, artista a avut o primă reacție publică. A transmis că a făcut tot ce a putut să evite tragedia și a cerut opiniei publice să lase legea să-și spună cuvântul. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă par să confirme varianta actriței Monica Odagiu. În imagini se vede cum bărbatul în vârstă de 35 de ani așteaptă în stația STB. La un moment dat, acesta se ridică, se clatină și cade în fața mașinii conduse de actriță. Imediat, autoturismul virează brusc. Actrița Monica Odagiu venea dinspre Calea Victoriei, chiar aici pe strada Știrbei, Vodă, când deodată din stația STB Luterana un pieton a traversat neregulamentar și a ieșit în cale. Femeia nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul. În ciuda manevrelor de resuscitare, echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru pieton. Bărbatul a murit din cauza unui traumatism craniocerebral. Surse spun că anchetatorii merg acum pe două variante. Fie bărbatul s-a aruncat în fața mașinii, fie s-a dezechilibrat și apoi a căzut în stradă fix în momentul în care Odagiu trecea pe acolo. După ce și-a revenit din șoc, Monica Odagiu a făcut o primă declarație pe pagina sa de Facebook. Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc putincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul. Procurorii judecătoriei sectorului 1 au deschis acum un dosar penal în REM pentru a afla cu exactitate cum a fost posibil accidentul. Monica Odagiu a fost testată de polițiști atât cu aparatul alcool test, cât și cu cel drug test. Ambele rezultate au ieșit negative. M-am îndrăgostit fatal, prietenele mele îmi spun că treci și până să ne lămurim, stau cu picioarele în apă. Monica Odagiu, în vârstă de 26 de ani, este actriță și cântăreață. În această seară, ea trebuia să susțină un spectacol la Brașov. Din cauza tragediei, reprezentația a fost amânată pentru luna septembrie. Un spectacol senzual cu dansuri lascive a avut loc la un târg de flori organizat în Alexandria. Acesta a fost cadoul oferit de primărie localnicilor în săptămâna patimilor. Părinții, bunicii și mai ales copiii prezenți la eveniment au asistat la momentul erotic. Primarul se apără și spune că nu se aștepta la așa ceva. Asta au văzut oamenii pe scena târgului de flori din Alexandria. Pe lângă atelierele culinare și cele de dezvoltare personală, organizatorii au introdus un moment mai puțin potrivit cu perioada în care ne aflăm. Pe imagine surprinse de un spectator și devenite virale, pe scenă are loc un dans erotic în timpul concertului. Totul sub primarul din Alexandria pare și el la fel de surprins. Spune că nu se aștepta ca pe scenă să se întâmple așa ceva. Ne inspira momentul, adică în postul Paștelui. Dar de altfel, una din cele două dansatoare este vicecampioană națională la tipul ăsta de danse. Noi am avut un contract cu un organizator. Nici ai mei de la primărie nu au cerut probabil detalii, dar neinspirată. Târgul de flori din Alexandria a ținut 3 zile și a costat municipalitatea 71.000 de lei. Un om de afaceri din Iași a fost bătut crunt într-un club din oraș. Bărbatul a fost pus la pământ de 3 indivizi și lovit cu pumnii și picioarele. Întreaga scenă a fost filmată. Agresorii au fost deja identificați, vă avertizez. Urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt imaginile filmate de câțiva oameni care au asistat la momentele de groază. Din senin, 3 indivizi au tăbărât pe bărbatul de 47 de ani. L-au pus la pământ și l-au lovit cu bestialitate. Victima era în club cu familia pentru a serba ziua de nume a fiicei sale. La sfârșitul serii, când doream să mergem acasă,
Coboram scările, iar din spatele nostru la fel veneau 4 bărbați și 2 femei care se înjurau, își adresau injurii unul altuia. Ne-am oprit să vedem despre ce este vorba. Credeam că femeile pot fi în pericol, dar de fapt nu era vorba de așa ceva. Așa vorbeau ei între ei. În momentul în care am început să râdem, nu către ei, pur și simplu între noi. A urmat un schimb de replici. Nu înțelegeam că nu aveam nicio treabă cu respectivii. La un moment dat, un bărbat m-a pocnit pe fratele meu cu pumnul în față. Tatăl meu a încercat să ia apărarea, s-a băgat în fața lui. În momentul în care a fost și el lovit, una dintre femei a sărit să mă lovească pe mine. După care a venit altă femeie și m-au luat amândouă, m-au lipit de perete. Mă forțau să mă uit la tatăl meu cum își ia picioare și pumni în cap. Niciunul dintre cei prezenți nu a intervenit. Într-un târziu, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbatul agresat este fratele unui cunoscut dezvoltator imobiliar din oraș. Poliția îi caută acum pe bătăuși. După ce statul a decis să fiscalizeze bacșișul, acest obicei secular al românilor pare să fi intrat în pământ. Sumele colectate de stat sunt infime. Cum explică specialiștii fenomenul, aflați mai târziu la Focus. Ca să preîntâmpine o criză financiară de proporții, șeful executivului vrea să taie în carne vie. 6% din cheltuielile bugetare ar urma să fie anulate din pix. Abia acum apar problemele. În vreme ce Marcel Boloș a pus ochii pe salariile bugetarilor, Nicolae Ciucă vrea ca scăderea să nu afecteze investițiile și veniturile angajaților statului. Potrivit lui Marcel Boloș, statul cheltuie 110 miliarde de lei cu salariile celor 1.300.000 de bugetari. Pentru a ajunge la un deficit de 3% din PIB în 2024, așa cum ne-am asumat prin PNRR, aceste cheltuieli trebuie reduse. Posibil să ne îndreptăm fie spre o revizuire a salariilor în sistemul bugetar, fie o potențială reducere a numărului de bugetari, dar acest lucru îl va hotărî coaliția la momentul potrivit. Premierul admite problema, dar arată prudență în ceea ce privește salariile bugetarilor. Am dat sarcină în guvern ca orice opțiune să fie discutată, mai puțin cea de salarii și cea de investiții. Potrivit unor surse din Ministerul Finanțelor, și Adrian Căciu refuză categoric soluția concedierilor. În plus, ministrul Economiei Florin Spătaru a declarat că instituția pe care o conduce are doar 275 de angajați. Sunt și așa extrem de puțini pentru a implementa proiectele în lucru. Nicio altă măsură nu are șansa de a reduce deficitul bugetar estimat pe care îl vom avea la sfârșitul acestui an. Singurul lucru care poate să ducă la o reducere substanțială a cheltuielilor statului este să ajungem în sfârșit în punctul în care să acceptăm că nu putem să susținem un număr atât de mare de angajați la stat cu un număr atât de mic de angajați în privat. O altă propunere luată în calcul de guvernanță este reducerea numărului de membri din consiliile de administrație ale companiilor de stat. De exemplu, în cazul Tarom, companie care nu a mai generat profit din 2007, sunt 7 membri în consiliul de administrație. Fiecare dintre aceștia încasează 12.500 de lei lunar. Dacă numărul acestor ar scădea la 5, bugetul de stat ar economisi doar 300.000 de lei. De asta este cel puțin hilară, pentru că, în primul rând, că sunt sume care se strâng, dar nu le vezi în buget. Pentru că alea sunt cheltuieli ale companiilor. Poți cel mult să le vezi în buget anul următor, că îți crezi dividendele, dar exclus anul acesta. Deci n-au niciun fel de implicații pe bugetul din anul ăsta. Pe de altă parte, opoziția consideră că bugetul a fost construit greșit încă de la început și că doar reformele pot umple gaura de 20 de miliarde de lei. Pot face lucruri mult mai credibile, cum spuneam, toată reforma asta a salarizării, care să aducă echitate și încredere în sistem. Pe partea de finanțe trebuie să facă analiza cheltuielor publice. Apoi s-ar putea face economii din pensiile speciale, de care nu vrea nimeni să se atingă. Din cei 1.300.000 de angajați la stat, peste 800.000 lucrează la administrația publică centrală. Numărul acestora e în continuă creștere. În ianuarie 2023 erau cu 15.000 mai mulți ca în perioada similară a anului trecut.
Odată cu fiscalizare, bacșișul pare să fi intrat în pământ. Datele Ministerului de Finanțe arată că în cele 3 luni de când generozitatea este taxată cu 10%, clienții restaurantelor și cafenelelor ar fi lăsat chelnerilor doar 11 milioane de lei. Este ridicol, spun analiștii economici. În ciuda eforturilor statului de a legifera în domeniu, bacșișul rămâne într-o zonă gri a economiei. De obicei, bacșișul lăsat de clientul român echivalează cu 10% din valoarea consumației. Statisticile arată că nu suntem nici cei mai generoși, dar nici mai zârciți decât majoritatea europenilor. Cam cât la sută lăsați bacșiș când mergeți la restaurant? 10-15%. Depinde de comandă, vreo 10 lei, 5 lei, cam așa. În Anglia nu se lasă. Doar plătești cu cardul și atâta, ei nu... Aici, nu știu, aici toată lumea cere, parcă cere. În restul continentului, lucrurile stau cam la fel. Excepții de la regulă sunt norvegenii și sârbii, care lasă un bacșiș de până la 20%. 12%. 12%? Yeah. And where are you from? From London. 5%, 10% till 15%. But depends on the service. In Italy, we don't have tips. Maybe like 10%, something like this. Where are you from? Bulgaria. În alte regiuni de pe glob, situația stă diferit. Americanii sunt cei mai darnici. La polul opus, în China, Taiwan, Japonia sau Coreea de Sud, bacșișul este considerat o insultă la adresa celui care servește. În ceea ce privește România, ultimele 3 luni sunt complet atipice. De la 1 ianuarie, de când bacșișul a fost impozitat, o piață evaluată de specialiști la aproximativ 1,5 miliarde de lei s-a evaporat. Statul a reușit să colecteze în 3 luni doar 1,1 milioane de lei. Este o taxă pe care statul o colectează și care până acum, să fim serioși, nu era colectată din acest bacșiș lăsat de către clienți. Iată că legea asta îți permite să poți să lași, de fapt, bacșișul prin card. Dacă nu aveai la tine bani cash, nu aveai cum să plătești pe un serviciu de care erai extrem de mulțumit. Ușor, ușor, vom vedea și rezultatele. Este bine că am făcut un prim pas. Este o cifră bună, dacă mă întrebați pe mine. Organizația hotelierilor din România se așteaptă ca Horeca să genereze anul acesta o cifră de afaceri de 6,5 miliarde de euro. Dacă doar 1% din această cifră ar ajunge la stat sub forma taxei pe bacșiș, bugetul ar fi mai bogat cu peste 60 de milioane de euro. Practica arată însă o altă realitate. Sunt niște valori ridicole în comparație cu estimările privind acest bacșiș, da, această remunerație plătită în sectorul de hoteluri și restaurante. Un obiectiv al unei părți a industriei Horeca, care a dorit această reglementare pentru a putea încasa bacșișul prin intermediul cardului. După cum se vede, marea majoritate a sectorului Horeca nu a avut acest interes, pentru că dacă l-ar fi avut, atunci am fi văzut raportate aceste sume și impozitele virate aferente. Cifrele raportate de stat în primul trimestru al acestui an sunt un semnal puternic. Reprezentanții industriei spun însă că o imagine completă a fenomenului va fi vizibilă abia anul viitor. Este grevă generală în toate prefecturile din țară. Încă de dimineață, întreaga activitate, inclusiv cea cu publicul, a fost blocată. Funcționarii cer salarii mai mari. Singurele ghișee rămase deschise sunt cele de la eliberări, pașapoarte, permise și înmatriculări. Peste 1800 de salariați ai prefecturilor din toată țara au intrat în grevă generală. Oamenii spun că nu vor reveni la muncă până când salariile nu le vor fi majorate. Lili Balaban este consilieră în cadrul prefecturii Argeș. Lucrează aici de peste 3 decenii. Salariul meu este comparabil cu al unui muncitor calificat de la primărie, nu știu, să zicem, Bascov, că e cea mai aproape. Salariatul acestei instituții sunt de când s-am ființat, din 1992. Este evident că suntem ignorați și nu consider numai eu, cum bine se vede, consideră tot personalul instituțiilor prefectului din țară. Angajații de la prefecturi se plâng că veniturile lor sunt considerabil mai mici decât cele ale colegilor de la primărie sau Consiliul Județean. De 29 de ani niciodată nu s-a decontat naveta. Continuăm greva. În cazul în care nu se va rezolva, vom merge la Parlamentul României împreună cu familiile, cu copiii. Greva funcționarilor publici a afectat inclusiv programul cu publicul. Ați venit, ați văzut că nu se mai vrea să lucrează. Ce faceți acum? Ce, revenim săptămâna viitoare. Și dacă oamenii ăștia vor fi în continuare în protest, că spun că sperăm, nu vor rezolva. Sperăm să nu fie, că ne trebuie în Italia. Aceeași situație și la prefectura din Galați. Față de primării sau alte instituții, să zicem, la nivel local, cum sunt salariile dumneavoastră? Foarte mici, foarte mici. Noi suntem, după cum a spus și președintele sindicatului Egalitatea, la nivelul unui muncitor calificat din primărie. Fără studii superioare, cu activitate, mă rog,
foarte simplă. De exemplu, un consilier juridic din Consiliul Județean are un salariu net de 7.000-7.000 și ceva, iar un funcționar public din instituția prefectului ajunge la un salariu de 3.300 de lei, la care se adaugă acea normă de hrană de 600 de lei, aproape până în 4.000 de lei. Este pentru prima oară după Revoluție, când instituțiile prefectului au intrat în grevă generală. Acest lucru trebuie să spună multe. La Iași, din cei 50 de angajați ai prefecturii, au venit la lucru doar 30. Nici aceștia nu lucrează însă. Am o vechime de 43 de ani în muncă și un salariu de 2.400 de lei. Aș vrea cineva de la guvern să poată trăi cu salariul ăsta. Și la anul, dacă mi-a ajutat Dumnezeu, dar așa cum am început, ies și eu la pensie. Sper să ne aud de cineva de sus de acolo. Un salariu corect după noi ar fi un salariu corect așa cum au alte instituții. Indiferent că sunt servicii de concentrate ale statului sau sunt autorități în subordinea autorităților publice centrale, salariile colegilor noștri din aceste instituții sunt între 5.000 și 8.000 de lei. Singurele ghișee rămase deschise au fost cele de eliberări, pașapoarte, permise și înmatriculări. E forfotă mare în piețe, iar apropierea Paștilor pune pe jar gospodinele, mai ales că prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă. Chiar și așa, puțini sunt cei care renunță la bucatele tradiționale, precum drobul de miel, ouăle vopsite, stufatul sau cozonacul. Elena Sasu face cozonaci de 10 de ani. Anul acesta spune că ingredientele sunt mai scumpe ca niciodată. Dizolv drojdia proaspătă în puțin zahăr cu puțină făină și puțin lapte călduț. După aceea separ ouăle gălbenușul cu... le pun puțină sare, le zbat separat. După aceea le încorporez cu laptele când crește puțin drojdia. Așa. Le pun mai iaua, nu? Le pun în făina cernută, pun puțină sare, mirodenii și după aceea o frământ cu smântână, ulei, după aceea prepar nucile și după aceea fac cu cacao și zahăr. Cam vreo 80 de lei. Nici tradiționala pască nu e mai ieftină. Făină, lapte, ouă și drojde. Un kil jumătate de brânză de vaci și dacă vrei să pui și puțină brânză sărată, e 60 de lei, poate și mai mult. Și vopsirea ouălelor e tot mai scumpă. Am luat vopsea normală, lichidă, întâi le fier, la care pun un pic de bicarbonat de sodru, cred că în jur de 50, 70 de lei, da? Și cu vopsea la 80 de lei. Stufatul de miel, un preparat mereu la mare căutare, se adaugă și el la costul deja piperat al mesei de Paște. Fierb întâi carnea, îi iau spuma și după aia îi pun ceapa, îi pun usturoiul și după ce mai fierbe, îi pui bulion. Cred că 5-6 bucăți de carne. Așa, o 50 de lei. Până și ciorba e scumpă anul acesta. O ciorbă pentru 4 persoane ar trebui un kilogram și jumătate de carne de miel, da? Jumătate de kilogram de morcov, un pastrnac, țelină, 3 cepe, leuștean și un pic de orez. Păi ajunge la 120 de lei. Cam atât. Și în cea mai mare piață din Sibiu, gospodinele fac pregătiri. Această doamnă a cumpărat pătrunjelul, însă mai are pe listă ouăle și măruntaiele necesare pregătirii drobului. 45 de lei sunt necesari pentru un kilogram din acest produs. Aș prefera să-l prepar acasă. E mai acceptabil. Normal, îl fac pe gustul meu și mai punem ouă înăuntru. Ca organe pentru drob. Ficat, inimă, plămâni, rinichi, tot ce trebuie pentru drob. La final, dacă tragem linie, o masă tradițională de Paște costă peste 400 de lei, iar oamenii spun că banii alocați acestei sărbători sunt mai puțini decât anul trecut. Frunzele astea, anul trecut erau 50 de bani, acum sunt 2 lei legăturica. Deci o mizerie. Anul ăsta, cred că 100 de lei. Anul trecut luam un miel din ăsta, așa, luam în jur de 20-25. Și acum e 40, 50. În jur de 4 milioane, așa, 400 de lei.
Anul trecut era mai bine, anul ăsta e în scădere. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, masa de Paști reprezintă 12% din salariul minim pe economie. Mult anticipata contraofensivă ucrainană este în pericol. Scurgerile de documente clasificate din Pentagon ar fi compromis numeroase planuri ale Kievului. Detaliem subiectul în câteva minute. Un pod aflat pe unul dintre cele mai circulate drumuri din Moldova este în stare jalnică și se poate prăbuși în orice moment. Este concluzia unei expertize făcute încă de acum 2 ani. De atunci, sute de oameni își pun zilnic viețile în pericol. Autoritățile anunță că podul va fi refăcut. Când? Nu se știe încă. Doar o restricție de viteză anunță pe cei care tranzitează zona că există un pericol. Drumul Național 25 leagă Galațiul de Tecuci și în apropierea localității Piscu trece peste o cale ferată. Zona este intens circulată, iar degradarea podului se vede cu ochiul liber. Sunt fisuri prin care se scurge apa și în unele locuri se vede calea ferată. Pericolul nu este doar pentru șoferii care îl traversează, ci și pentru oamenii care locuiesc în apropiere. Când trec tirul, e început să are trepidații. Podul trebuie întărit, că eu stau la prima casă aici și mi s-a spart tot și geamurile. Sunt trepidații mari. Da, da. Podul este plin de crăpături și expertiza efectuată în 2021 a dus la stabilirea unor restricții de circulație. O viteză maximă de 10 km pe oră și o limită de tonaj de 30 de tone, valabilă 2 ani. În cazul în care podul nu era reparat în acest interval, restricția coboară la 7,5 tone. De la 1 martie ar fi trebuit pus noul indicator. Acest lucru nu s-a întâmplat însă. În schimb, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță reparația podului peste câțiva ani. Licitația pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a podului de pe drumul național 25 km 48+028 din județul Galați este în stadiul final. Luna aceasta vom desemna câștigătorul, iar în luna mai va fi semnat contractul. Anul viitor, în 2024, se va lansa licitația pentru execuția lucrărilor. Până atunci însă zeci de tiruri trec zilnic podul, oricând se poate întâmpla o tragedie. În situația de față, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați monitorizează respectarea restricțiilor impuse pe acea porțiune de drum și aplică sancțiuni contravenționare conducătorilor auto care o încalcă. În cei 2 ani de zile de la instituirea restricției, polițiștii rutieri au dat doar 27 de amenzi șoferilor care au ignorat pericolul. Sute de șoferi de tir așteaptă de mai bine de 24 de ore să treacă granița către Ucraina prin Vama Siret. Coloana de mașini depășește deja 10 km, iar nervii șoferilor sunt întinși la maximum. Situația este cu atât mai gravă cu cât unele mărfuri pe care le transportă sunt perisabile și riscă să se strice. Sunt imagini filmate la ieșirea din localitatea suceveană Bălcăuți pe drumul spre Vama Siret. Peste 500 de tiruri așteaptă în coloană ca să treacă granița. Autoritățile spun că timpii de așteptare depășesc 750 de minute pentru ieșirea din țară. Mulți dintre șoferi și-au pierdut răbdarea. De cât timp sunteți aici în coadă? Cât? 2 zile aștept. A, nu știu ce e blocat. Apă, mai aveți apă, mâncare? Este puțin. Astăzi o să treceți vama. Ajungeți? Da, nu știu, nu știu. Mai e mâine. De cât timp așteptați în trafic? Una zile. How long do you stay here? One day. Do you have water? Do you have food? Food, yes. But no, we make pay water, go to toilet. 20 de kilometri. De la Grănicești până în Siret, până în Vama. Deci dacă o să vedeți ce puțin după pod, sunt pe două rânduri. Nu avem ce face, astea sunt condițiile. Greu, dar trebuie să depășim, că nu avem ce face. Blocajul de la Vama s-a creat din cauza restricțiilor de circulație impuse pe câteva drumuri județene. În momentul de față, pe teritoriul României se află în așteptare aproximativ 550 de camioane pe o distanță de 10 km. Menționăm faptul că în acest sfârșit de săptămână, de vineri de la ora 8 până azi la ora 8, s-au efectuat formalitățile de frontieră pentru aproximativ 2000 de automarfare. Pentru că se apropie sărbătorile, autoritățile se așteaptă la timp încă și mai mare de așteptare la frontieră în zilele următoare.
Din dorința de a arăta ca pe coperțile revistelor și ca divele de peste ocean, multe tineri apelează la fel de fel de metode pentru a se înfrumuseța. Mai nou, femeile se consideră prea slabe și fac abuz de anumite medicamente pentru a-și mări posteriorul. În Franța, spre exemplu, tinerele cumpără din farmacii, fără rețetă, un medicament destinat de fapt persoanelor alergice. Medicii atrag atenția că administrarea pastilelor cu un alt scop este foarte riscantă. Pe rețelele sociale își spun skinny. Sunt fetele care se consideră prea slabe și visează la un corp de clepsidră, precum Kim Kardashian sau Nicki Minaj. Tinerele au devenit obsedate să aibă un posterior cât mai mare și un bust generos, fără prea mari eforturi, iar multe dintre ele se laudă pe internet că au reușit să ia în greutate cu ajutorul unui medicament antialergic. În Franța, o cutie se găsește în farmacii la prețul de 10 euro și se eliberează fără rețetă. Medicamentele antialergice care sperez pofta de mâncare și îți dau somnolență. Mi se pare normal. Ca să crești în greutate, ai două posibilități, să crești masă musculară sau să crești masă osoasă. Cel mai bine pofta de mâncare ți-o crește efortul fizic. Pune mâna și alergă și mișcă și să mănânci și atunci crește masa musculară. Poze cu fetele înainte și după administrarea medicamentului arată creșteri în greutate spectaculoase în doar câteva săptămâni. Medicamentul are în compoziție ciproheptadina. Societatea franceză de farmacologie și terapeutică atrage atenția asupra acestei substanțe și a riscurilor la care se expun tinerele. De cine trebuie țesul gras? Țesul gras e mare mâncător de insulină, favorizează apariția diabetului, secretă tot felul de hormoni care îți cresc tensiunea, care îți determină apariția ateroscleroză, e pagubă curată la casa omului. Consumul de ciproheptadină poate duce și la convulsii, halucinații și chiar efecte mai grave dacă vorbim de supradoză. În anii 2000, utilizarea abuzivă a acestei substanțe a fost semnalată în Africa. Mulți au devenit dependenți de substanță și au apărut cazuri de obezitate. Este greu, dar se poate și în România. Ce anume? Orice. De exemplu, să crești arbuști fructiferi pentru zmeură, mure și coacăze ca să mâncăm fructe din România. Până la boabele catifelate și aromate însă este un drum spinos. Raluca Alhadad a încercat să afle cum arată zmeura înainte de a fi zmeură. Pentru campania Focus și Prima News, Susținem România, Mănâncă Românești. O vedem așa. Pe rafturile magazinelor, pe marginea drumului, în cornete de hârtie vândute de comercianți ambulanți, câteodată o culegem chiar noi, în timpul plimbărilor prin pădure. Sau așa. Dar nu ne imaginăm niciodată așa. Gabriela Kim însă a avut o viziune. Așa că singura lui variantă ca să-și poată transforma visul în realitate a fost munca, pe brânci. Prima investiție, 14.000 de euro, pe care nu i-a avut, dar și-a vândut casa. Iar proiectul l-a început împreună cu familia, 4 oameni în total. El, mama, tatăl și o altă rudă îndepărtată care a rămas până astăzi cu ei. Scopul lor a fost să facă o pepinieră de fructe de pădure, care există astăzi după 16 ani și are 52.000 de metri pătrați. Povestea începe în anii 2000, când student la agronomie fiind, Gabriel făcea rost de bani ca taximetrist. Apoi a plecat din țară, a ajuns în Spania și a lucrat prima oară în acest domeniu. A învățat lucrurile practic. Mi-a plăcut și în 2007 m-am întors aici pe o suprafață relativ mică. Aveam un rând, un kilometru, un singur rând. Am prins drag, m-am informat din ce în ce mai mult și de la rândul ăla am ajuns undeva la vreo 28 de kilometri liniari de plante. Visul nostru a fost să ne facem un loc ușor într-o zonă mai retrasă de București. Am vândut și cu banii din construirea acelei locuințe care nu era gata, am luat decizia să o vindem ca să ne putem desfășura aici. Soția i-a fost în permanență alături.
și mulțumesc din suflet că a fost lângă mine. Ea muncea ca să aducă ceva venituri, să putem susține. Eu munceam aici pentru că eram de dimineață până seara. Dar totul a fost foarte greu. În primii ani nu au câștigat nimic, doar au pus bani din buzunar. Acum are o cifră de afaceri de 150.000 de euro anual. În 2008, ca să lucreze toate rândurile, aveau nevoie de 3 zile a câte 12 ore de muncă. Acum au un tractor care face totul în 3-4 ore. Nu cred că aș mai putea să o iau de la început. A mai avut și alte piedici. În România nu era decât un singur soi de zmeură, iar oamenii nu au încurajat deloc ideea. Erau obișnuiți ca în Bărăgan culturile să fie de porumb, grâu, floarea soarelui. Și mâna de lucru era inexistentă. Au fost nevoiți să învețe ca să devină profesori pentru viitorii lor angajați. Mai ales că o cultură în aer liber este mult mai greu de menținut decât una în condiții controlate, mult mai productivă. Trebuie să le împărtășim din experiența noastră, pentru că mulți clienți vin și achiziționează de aici, de la Fundulea, pentru că au nevoie de sfaturi. Zmeura, spre deosebire de mur, se lemnifică pe exterior și chiar recomand tuturor clienților să secționeze materialul săditor în interior după plantare pentru a se asigura că el în interior este verde. Trageți-i aici o farfecă, că ăsta e bun, că sunt curioasă acum. E bun? E verde, e bun. Îl punem acolo? Da. Acum plantele abia încep să iasă din pământ, dar în câteva săptămâni vor avea 1,5 metri. Pare că e ceva secetos și că e uscat pământul, dar văd că sunt niște plântuțe. Da. Are aspectul de uscat pentru că aici se irigă prin tubul de picurare. El de desubt e destul de ud, dacă observați. Gabriel crede cu tărie că orice efort merită făcut și ar trebui să mâncăm cât mai mult din România. Toți ne-am dorit să facem ceva la noi acasă. Cred că toți ar trebui să consumăm produse, dacă nu românești, locale, pentru a încuraja producătorul român. Trebuie să consumi românește pentru o sănătate mult mai bună, pentru a-ți încuraja producătorul local, cum o fac atâtea țări. Acestea sunt căpșuni, afin, soiul duche, smeura galben, citria și soiul arapaho de mur. Mergem chiar acum la colegul meu, Dragoș Pătraru. Dragoș, bună seara! Bună seara! Tocmai am fost anunțați că intrăm într-o nouă perioadă de austeritate. Sau, cum ar zice domnul Iohannis, o nouă perioadă de austeritate. Acum, mă rog, pentru mulți asta nu înseamnă nimic, în sensul că vorba aia, austeritatea e viața noastră. Milioane de români sunt în austeritate de 30 de ani. De fapt, și înainte de 90, tot într-o austeritate continuă eram, deci mulți au ieșit la pensie și au murit chiar fără să cunoască altceva decât austeritate. În altă ordine de idei, mă gândeam, da, nu sunt bani, însă trebuie să le luăm totuși profesorilor niște echipamente de protecție, scuturi, ceva să se apere. Mă rog, în unele cazuri. În cazul profesorilor violenți, trebuie să le luăm elevilor echipamente de protecție. E foarte complicată situația în România educată. Sigur, nu din vina celor care ne conduc, nu. Nu, din vina noastră, normal, a cetățenilor, a copiilor, că suntem niște animale, normal. Discutăm la emisiune de la 10, stați pe prima. Propunerea ca ortodoxii și catolicii să sărbătorească Paștile în aceeași zi împarte Biserica Ortodoxă Română în două. Lumina catolică nu este sfântă, este de părere înal preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Alte voci din sânul bisericii sunt de părere că instituția trebuie să alinieze calendarului bisericesc cu cel al țărilor din vestul continentului. Teodor Baconschi, fost ministru de externe al României, și profesorul Adrian Papahagi sunt cei care pe rețelele sociale au lansat ideea unui Paște comun, catolic și ortodox. Ideea a fost îmbrățișată de mitropolitul Clujului. Sigur că am dorit din tot sufletul să poată repara calendarul și apreciem demersul domnului profesor Papahagi. Necazul este că atunci, în 22, demersul corect al Bisericii Ortodoxe a fost judecat așa cum nu trebuie. Aripa conservatoare din Bor a reacționat însă prompt. Adevărat este că noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, așa a hotărât sinodul de la 1923 de la Constantinopol, când s-a îndreptat calendarul
în partea de răsărit, în partea de apus, s-a îndreptat calendarul în secolul al XVII-lea. Dar acolo este Paștele adevărat, unde vine Sfânta Lumină. Au catolici Sfântă Lumină? N-au. Au alții? N-au. Toți se adună la lumina ortodoxilor. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române spun că deocamdată nu vor fi schimbări. Criteriile fixate la sinodul de la Nicea din anul 325 pentru calcularea datei Paștilor sunt următoarele. Paștele se va serba întotdeauna duminică. Această duminică va fi cea imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară. Când 14 Nisan sau prima lună plină de după echinocțiul de primăvară cade duminica, Paștele creștin va fi serbat în duminica următoare, pentru a nu se serba odată cu Paștele iudaic, dar nici înaintea acestuia. A declarat Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al BOR. Mult anticipata contraofensivă ucraineană este în pericol. Scurgerile de documente clasificate din Pentagon ar fi compromis numeroase planuri ale Kievului. Între timp, luptătorii ucraineni rezistă miraculos în Bahmut, iar rușii nu contenesc atacurile asupra infrastructurii civile din estul Ucrainei. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Această femeie a fost salvată în ultimul moment de sub dărâmăturile propriei case. Trupurile soțului și cel al fiicei au rămas între ruine. Atacul rusesc a vizat exclusiv ținte civile din Zaporojie. Drama acestei familii a tras până și atenția președintelui Zelenski. Vlăceanie budinăc, jitlovă budinăc. Troi людей були у ньому. Чоловік, жінка, дитина, дівчинка. Її звали Ірина. Цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття. Жінка в важкому стані, зараз в лікарні, їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю вербну неділю, так Росія ставить себе в ще більшу ізоляцію від світу і від людства. După ce media a speculat că venirea primăverii va aduce o puternică contraofensivă ucraineană, lucrurile devin tot mai incerte. Kievul este nevoit să schimbe planurile după ce mii de documente care vizează forțele sale armate au apărut în mediul online. Responsabil de dezastrul informațional ar fi chiar partenerii americani. La Bahmut, o mână de apărători ucraineni scrie o nouă pagină în istoria țărilor și nu renunță la mica localitate atacată continuu de ruși de luni de zile. Conform analiștilor de la Institutul Războiului, Moscova ar putea profita de Paștele Ortodox pentru a cere încetarea focului. E doar o strategie menită să ajute la regruparea forțelor din estul Ucrainei, avertizează aceia specialiști. Conform celor mai recente estimări, Rusia a pierdut aproape 180.000 de soldați de la începutul invaziei. Zgomotul armelor din Ucraina acoperă mișcările pe care aliatul din umbră al Moscovei, China, le face în apropierea granițelor sale. Independența Taiwanului și pacea pe această insulă sunt incompatibile, susțin reprezentanții Beijingului. Este a treia zi de exerciții militare pe care Armata Populară le întreprinde în apropierea Taipeiului. Insula este complet încercuită de marina chineză, iar militarii și navele au muniție de război. Pe fondul acestor manevre provocatoare, distrugătorul american USS Milius a ajuns în Marea Chinei de Sud. 70 de avioane și 11 nave de război au încercuit Taiwanul. Blocada insulei este totală. Paza de coastă a Taipeiului a publicat o filmare cu un schimb de replici tensionate între cele două forțe armate. Exercițiile militare vin la scurt timp după ce președintele taiwanez a vizitat Statele Unite. Atitudinea belicoasă a autorităților chineze pare să fie împărțită și de civilii din China continentală. De cealaltă parte, locuitorii Taiwanului nu cred că uriașa superputere va trece la un conflict deschis. Toată lumea nu va fi teamă.
Taiwanul este independent de facto încă din 1949. Atunci războiul civil a fost câștigat de comuniștii lui Mao Zedong, iar în vii și-au format un guvern în exil în insula aflată în apropierea Chinei continentale. Cel puțin 4 oameni au murit în urma exploziei din orașul francez Marsilia. Victimele au fost găsite la mai bine de 24 de ore de la tragicul incident care a dus și la prăbușirea 3 clădiri. 4 persoane sunt încă date dispărute, de aceea autoritățile se tem că bilanțul final va crește. În continuare, intervenția la fața locului rămâne una extrem de dificilă, conform unui comunicat al pompierilor. Toate serviciile primăriei orașului, însoțite de cele ale statului, continuă căutările la fața locului. 6 persoane, inclusiv 2 ghizi, au murit și mai multe au fost rănite în avalanșă care s-a produs în Alpii francezi. Fenomenul s-a declanșat în jurul prânzului pe ghețarul Armancet, în masivul Mont Blanc. Victimele sunt turiști, potrivit presei locale. O persoană a fost transportată la spital, iar alte 8 au scăpat nevătămate. Victimele sunt un cuplu de tineri de 20 de ani, o femeie de 39, un bărbat de 40 de ani și 2 ghizi. La fața locului au acționat 10 de salvatori, pompieri și jandarmi, ajutați de câini special antrenați pentru găsirea victimelor. Căutările continuă pentru că autoritățile nu știu dacă în zonă era doar un grup de schiori. Se umiliază. Un vas cu aproximativ 400 de persoane la bord este în derivă între Grecia și Malta. O femeie a fost cea care a dat alarma și a anunțat autoritățile, cărora le-a spus că vasul nu mai este pilotat de nimeni, iar capitanul este dat dispărut. Potrivit acesteia, mai multe persoane aflate la bord necesită îngrijiri medicale, inclusiv un copil, o femeie însărcinată și o persoană cu dizabilități. Până acum, autoritățile nu au declanșat o operațiune de salvare. Oficialii maltezi au cerut deocamdată unei nave comerciale aflate în apropiere să alimenteze cu combustibil vasul aflat în derivă. Liderul spiritual al tibetanilor, Dalai Lama, este în centrul unui scandal uriaș. Acesta a fost filmat în timp ce face gesturi și afirmații nepotrivite în compania unui copil. Despre ce este vorba vă spun imediat după publicitate. Vă aștept! Un videoclip cu Dalai Lama apărut pe rețelele sociale a scandalizat lumea întreagă. În cadrul unui eveniment din nordul Indiei, un băiat se apropie de liderul spiritual tibetan și îl întreabă dacă îl poate îmbrățișa. Ce a urmat a șocat o lume întreagă. Edsat, mai tang. Sfinția sa îi tachinează pe oamenii pe care îi întâlnește într-un mod inocent și jucăuș, chiar și în public și în fața camerelor de filmat, se arată într-un mesaj postat ulterior evenimentului de biroul de presă al lui Dalai Lama. În 2019, acesta susținea că dacă succesorul său va fi o femeie, atunci trebuie ca aceasta să fie atrăgătoare. Și acum mergem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, ni se alătură. Roxana, bună seara! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Vestea bună e că se mai încălzește de miercuri, iar joi vom avea temperaturi chiar ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, însă până atunci meteorologii au emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Acesta intră în vigoare mâine dimineața la ora 6 și este valabil până miercuri la ora 15, așadar în acest interval în Dobrogea și în sud-estul Munteniei vor fi ploi și prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări, rafalele vor atinge viteze de 55-70 de km pe oră. Deocamdată acestea au fost informațiile despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Primii câștigă de la 20. Aveți un film românesc de neratat. Atunci am condamnat pe toți la moarte. Început de săptămână, final de etapă de play-off la Prima Sport. Urmăriți Șep și Rapid de la ora 20:30 pe Prima Sport 2 și pe primaplay.ro. Iar de la 22, nu ratați Bank Show cu Andrei Duban la Prima Comedy. Să aveți o săptămână frumoasă. Pe mâine!